Fiți atenți de unde păpăm azi. Hanul pescarilor. Bă, n-am fost de ani de zile la locul ăsta, dar hai de viața mea. Uitați-vă mult la detalii. Popule, n-are rost cum arată locul, n-are rost. Hai că vă filmez un pic și meniu. Eu mi-am luat-o, unde-i asta? Halazle, ciorba pescarului, 37 de lei. După cum v-am arătat, locul arată super. Nu se poate cât de tradițional e tot acolo. Te-am înțeles, în weekend au tot felul de evenimente cu lăutari, cu higiene, una alta. Dacă vă place, au și piscină, dar aia o vor deschide undeva pe la finalul lunii. Ca să nu uit, dar trecută m-ați întrebat mulți când am filmat la Zenovia. Hanul pescarilor e la Săldăbagiu de Munte, lângă Oradea. 10 minute din centru, nici atâta. Dacă vă place contentul meu despre mâncare și faptul că ajut afacerile mici și locale în mod gratuit, știți voi, butonul ăla de follow, mersi! Cam așa arată ciorba pescarului, eu abonesc că e pește și din câte văd, aproape ca o supă cremă. La manevra asta, musai șorțul, musai! Exact cum vă ziceam când v-am arătat meniu, prețul este de 37 de lei cu 3 lei ambalajul, 40 de lei ciorba pescarului. Da, poate pare scumpuță pentru o ciorbă, dar să înțelegem, e cu pește, peștele nu-i ieftin. Să vă menționez că eu mănânc foarte rar pește, când eram mic am mâncat, am înghițit poșoare în alea micuțe, am rămas în gât, paranoia. Și ciorbă din asta n-am mâncat niciodată, așa că îs mega curios, mega curios. Boss, e picantă, ia cu pită, Radule! E extraordinar de interesantă la gust, bă. Repet, n-am mai mâncat niciodată. Supa singură, gust de pește. Picantă. E și sărată. Când mai și muși din pește care n-ar rost, dar e pește cu limba și cu cerul gurii, l-ai terminat, bă, acolo mai intervin gust, bă, Și foarte entuziasmat în momentul ăsta. Repet, prima oară. Când vine vorba de mâncare nouă pe care încerc pentru prima oară, jur, ca și un copil de Crăciun. Hanul pescarilor, să rămână pentru masă, bă, mie mi-a plăcut și mi-a plăcut mult. Chiar dacă la început mi s-a părut un pic prea picantă, după ce mănânci din ea, se obișnuiește un pic și nu-i chiar atât. E picantă, să ne înțelegem, e picantă. Dacă nu suporți picantul, nu ți-o recomand. Dar, pe cum mâncam, scădea așa nivelul, e ce trebă. Oricum e clar, locul... Ați văzut, e superb. Deci cum arată tot, gata. Nu mai ești în Oradea, ești, nu știu, în delta undeva. Hanul pescarilor, încă o dată, din tot sufletul, să rămână pentru masă și, în stilul caracteristic, Răducu vă recomandă. Poftă bună!